două. Una, două. Nu mai înțeleg nimic. Vechiul Kia Proceed era un hatchback coupe cu trei uși. Ăsta are cinci uși și un portbagaj. Bine, între noi fie vorba, nu mai cumpăra nimeni hatchback-uri coupe. Așa că cei de la Kia nu s-au îndurat să-l omoare pe Proceed, ci l-au reinventat. I-au mai pus un rând de portiere și un portbagaj. A ieșit o mașină break, am putea spune, în condițiile în care există deja Kia Ceed Sportwagon. Păi ce facem? De ce îl cumpărăm pe ăsta? Dacă privești din partea frontală, nu o să înțelegi de ce ar trebui să cumperi un Proceed și nu un Ceed, pentru că mașinile seamănă destul de mult între ele. Avem aceeași grilă Tiger Nose, avem aceeași semnătură luminoasă, însă dacă vă uitați cu atenție, o să observați că spoilerul ăsta este ceva mai sportiv. Apar și multe inserții roșii, adică specifice versiunii GT. Culorile de caroserie sunt vreo 10 la număr, nimic spectaculos. Deci, de ce să cumpărăm Proceed în loc de Ceed? Răspunsul la întrebare vine dacă privești din profil mașina asta. Pentru că o să observ că este mai coborâtă decât Ceed și Ceed Sportwagon, cu 4 cm, mai exact. Ce să mai, are aliură de shooting brake, așa cum a avut și vechiul Mercedes CLA shooting brake. Are jante de 18 inci și arată foarte bine. Pentru cei care sunt mai ieșoareși de bibliotecă, le spun doar că luneta asta este înclinată la 60 de grade pe Proceed și la numai 50 de grade pe Ceed Sportwagon. Detalii. Desenat la centrul de design Kia din Frankfurt, spatele ăsta este încă un motiv pentru care ar trebui să te gândești la Proceed, pentru că arată bine și are toate ingredientele care plac europenilor. Și anume, bagheta asta LED care unește stopurile, evacuările astea cromate mari și niște fante de aerisire. Avem și un portbagaj acționat electric, în spatele căruia găsim o capacitate totală de 595 de litri. Este cu 50% mai mare decât cel al unui Ceed hatchback și puțin mai mic decât cel al unui Ceed Sportwagon. Știm cu toții că shooting brake-urile nu prea se împacă bine cu spațiul pentru pasagerii de pe locurile din spate. Kia s-a gândit la asta, a adâncit ceva mai mult bancheta. Avem suficient loc la nivelul capului cu un acoperiș panoramic, însă așa și așa. La nivelul picioarelor e loc decent, în plus lipsește aproape complet tunelul central care să incomodeze aici. Pe locurile din față e cam greu să intri, mai ales dacă ai peste 1,80. În 5 ani cu Proceed o să te apuci de yoga. Interiorul are multe accente sportive, pentru că vorbim despre versiunea GT, un pseudo hot hatch. Și anume, avem multe cusături de culoare roșie, avem aluminiu, avem un plastic lucios aici pe consola centrală și avem niște scaune foarte frumoase, profilate bine, cu alcantara, cusături roșii. Un alt motiv pentru care ar trebui să te gândești la Proceed este echiparea standard extrem de generoasă. Mașina asta vine cu Bluetooth, cu faruri adaptive și cu acces fără cheie. Dacă pornim mașina, o să descoperim un ecran cam micuț între cele două ceasuri analog, însă un ecran generos și prietenos, cu o grafică bună, care poate avea 7 sau 8 inci. El vine cu suport Apple CarPlay și Android Auto. De asemenea, mai puteți bifa pe lista de opționale un sistem audio JBL, puteți cere un parbriz încălzit foarte util iarna și puteți primi scaune încălzite sau ventilate. Așa cum era de așteptat, Proceed preia o mare parte din motorizările lui Ceed.
Vorbim despre o intrare în gamă cu un motor de numai 1 litru și 120 de cai putere. Apoi mai avem încă un motor de 1,4 litri și 140 de cai putere, tot benzină și el. Există și un diesel 1.6 CRDI, 136 de cai, fanii Kia îl știu foarte bine. Însă eu voi avea plăcerea astăzi să mă bucur de acest 1.6 turbo 204 cai putere special instalat pe versiunea ProSeed GT. Nu știu despre voi, dar mie mai trebuie câteva motive ca să mă gândesc serios la ProSeed, așa că trebuie să văd și cum se conduce. Așadar, cum se simte vârful de gamă ProSeed GT? Bine, pentru că, v-am zis, are 204 cai putere și sună cam așa. Am avut eu niște experiențe foarte plăcute cu Kia Stinger, versiunea V6, care m-a făcut mult să râd. Presimt că și asta o să mă facă să râd. Pentru că se aduce așa un zâmbet pe buze cu cei 204 cai și cu un cuplu motor de 265 de Nm resimțit pe la 1500 până pe la 4500 de rotații. Deci e un motor extrem de flexibil. Trage pe o plajă de turații generoasă și nu-ți dă impresia că se gâtuie. L-am testat și pe autostradă și împinge foarte bine mașina asta. Consumul poate ajunge chiar și pe la 9 litri în afara orașului dacă forțați pedala de accelerație. Dacă mergeți liniștiți, n-ar trebui să fie o problemă, pentru că atunci când am mers cu maxim 100 de km pe oră, în regim extraurban, consumul a fost undeva la 7 litri. Cei 204 cai putere sunt administrați punții față cu ajutorul unei transmisii automate cu 7 rapoarte. Este o transmisie pe care au dezvoltat-o cei de la Kia in-house. Are unele momente în care nu este foarte intuitivă, mai ales în modul de rulare normal. Are o întârziere atunci când retrogradează. De aceea e bine să te obișnuiești să folosești paderele astea din spatele volanului. Vă ziceam că există un mod normal. În modul normal, lucrurile se întâmplă normal. Ai însă și modul sport, pe care dacă l-apeși, se întâmplă asta. Motorul se turează până la 6000 de rotații, sunetul evacuării se schimbă și el. Îmi place că motorul ăsta de numai 1,6 litri și 204 cai putere se aude mult mai bine decât cel al unor hot hatch-uri cu aproape 300 de cai putere. Un alt motiv pentru care e bine să te gândești la un ProSeed și nu la un Seed este suspensia, ținuta de drum. În vreme ce multe compacte vin în acest segment cu suspensie independentă doar pe versiunile superioare, ProSeed vine cu ea standard. În plus, spre deosebire de Seed-ul normal, suspensia a fost recalibrată. Vorbim despre arcuri și amortizoare ceva mai rigide, cam cu 40% mai rigide aici pe puntea spate în versiunea GT, pentru că mașina asta trebuie să stea bine pe șosea și stă. Dacă rulezi în modul sport, direcția este extrem de precisă, e una dintre cele mai precise direcții din segment. De ce se conduce Kia asta atât de bine? Pentru că vreme de 6 luni de zile Albert Biermann, omul care a condus în trecut divizia M a celor de la BMW, s-a ocupat de ea. A avut grijă să meargă bine. Și pentru că mă aflu într-un shooting break, trebuie să vă vorbesc puțin și despre vizibilitate. Nu o să vedeți foarte multe în spate. Luneta e foarte îngustă și aplecată. Dragi prieteni, cred că v-am oferit suficiente argumente pentru a vă gândi la ProSeed și a înțelege prezența lui în gama Kia. Până la urmă are un design atrăgător
motoare puternice, tehnologie și celebra garanție de 7 ani a celor de la